Wow. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru primire. Eu am fost chemat în seara asta să fac rostul Ardealului. Ardeal sau următoarea țintă a moldovenilor după ce se umple Bucureștiul. Se mănâncă mult în Ardeal și sunt multe mâncăruri grase pe bază de porc. Se mănâncă atât de gras încât porcușorii de Guinea sunt cronțănele la cinema. Se și bea mult în Ardeal. Pălinca e pentru ardeleni, cum e videochatul pentru studente. Un rău necesar. Se bea atât de multă pălincă încât în meniuri la restaurante e trecută la supe ciorbe. Efectiv, se bea atât de multă pălincă încât copiii învață să meargă în patru labe de la părinți. N-aș vrea să amintesc de veșnicul clișeu că ardelenii sunt lenți, dar în Ardeal mersul rapid este probă la bac. Ardelenii sunt atât de lenți încât unul din doi copii nu mai e găsit niciodată la fața ascunsele. O să încep turul orașelor din Ardeal cu Cluj sau capitala neoficială a figuranților din lumea întreagă. Bine zis, bine zis. Capitala Ardealului, acolo, la Cluj. O frază pe care toți oamenii care au fost în București o știu, dar în Cluj nu o s-o auzi niciodată, este: atenție, se închid ușile. Urmează stația. Un alt oraș foarte important este Alba Iulia. Nu multă lume știe, dar după unirea din 1600, Mihai Viteazu a primit cheile orașului, dar le-a pierdut și o perioadă a trebuit să sune la interfon. Nu prea s-a vorbit în rosturi de cheile Bicazului. Cheile Bicazului sunt la granița dintre Ardeal și Moldova, la fel cum Loredana e la granița dintre Milf și Man. Și la fel cum Radu Pietreanu e la granița dintre Caterincă și Cataractă. Sighișoara, primele atestări ale Sighișoarei menționează un așezământ roman numit Castrum Sex, după vechiul ritual al localnicilor de a molesta castori. Nu știu dacă știți asta. Am observat că în Sighișoara este mult mai curat decât în București. Efectiv, nu-ți vine să arunci pe jos când nu înțelegi de pe plăcuțe cât e amenda. Avem și Sibiu, fosta capitală culturală europeană. Este gazda multor platforme politice românești, pornite sub podul minciunilor. În Sibiu am vizitat acum câțiva ani faimosul muzeu Bruckenthal, care e exact ca orice ardelean, plictisitor. Brașov este singurul oraș în care se adună mai mulți urși la gunoaie decât moldoveni. Să nu uităm de castelul Bran, care mai este și numit și castelul Dracula. De la Dracula ar mai vizita odată. De menționat este și rezervația de zimbri Slivuț, a doua cea mai mare rezervație de bizoni europeni după Berceni. Am fost de curând în concediu în Covasna și una dintre atracțiile turistice din centrul orașului este statuia ostașului român, care a fost ridicată în memoria ultimului om care a cerut o pâine în română. În Hunedoara găsim capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia, locul unde romanii au lăsat în urmă mai mult decât au construit românii în 2000 de ani. Sarmizegetusa este supranumită și leagănul civilizației, dacă ai 4 clase sau dacă ești membru AUR. Aș vrea să vă mulțumesc, în încheiere vreau să mulțumesc și Ardealului, pentru că în Ardeal am avut printre cele mai bune show-uri de stand-up comedy, pentru că ardelenii sunt niște oameni care chiar înțeleg glumele dacă le spui foarte rar. Mulțumesc! Aici dăm dreptate, nu-i problemă!